Concluzii nu sunt multe. Sigur, o înfrângere pe undeva de așteptat, ținând cont de probleme care le-am avut în a pregăti acest joc, dar nu sunt supărat pe băieți. S-au străduit din punct de vedere al atitudinii, absolut nimic de reproșat, dar sigur că de fiecare dată greșelile fac diferența. Astăzi, atunci când am greșit, am fost taxați. Nu, în ultimul rând au fost și două lovituri de la 11 metri, mult, sau poate că vorbesc eu prostii, dar eu cred că într-un campionat serios asemenea lovituri nu se dau. Noi am avut penaltiuri mai clare și nu s-au dat, dar asta e. Clar că echipa poate viitoare campioană este favorizată, dar asta e. Acolo după aia te duci să dai la un copil că tipul le-a simulat. Îl lași în pace că a fost un contact acolo, nu știu cât a simulat sau cât a... Dacă nu l-atingea nimeni, da, eu cred că l-a atins acolo puțin. Eu nu spun că trebuia să dea penalti, dar nici nu dai cartonaș galben. Da, exces de zel făcut de arbitru Călin, care din momentul când a fost delegat știam că va fi o partidă dificilă pentru noi. Cartonașe mult prea ușor acordate, am pierdut din cauza lui, dar mult prea grijuliu cu echipa oaspete. Greșeli personale din nou. Da, ăștia sunt jucătorii. Deci astea sunt greșelile pe care le facem, ăștia sunt jucătorii pe care îi avem la dispoziție, încercăm să facem cu ei, să-i facem mai buni. Din păcate, astea fac diferența. Ce putem să facem? Poli va termina anul pe loc de baraj? Și bine, e foarte bine. Terminăm încă foarte bine. Foarte bine, am făcut 23 de puncte, multe pentru ce s-a întâmplat în această toamnă la Iași. În momentul în care, sigur, vom avea mai multe la dispoziție, vom vedea. Dacă nu suntem noi buni, sigur vor veni alții care vor face mai mult. În condițiile în care am fost, sprijiniți din toate punctele de vedere, cred că 23 de puncte sunt în regulă. Sigur, puteam să facem mai multe. A fost foarte mică diferența, dar nu sunt puține, 23 de puncte cu ce am avut la dispoziție. Aia nu înseamnă că sunt mulțumit, clar că sunt nemulțumit, dar astea sunt punctele care le-am meritat, probabil. Am avut mai multe puncte, ca să spun așa, puteam să le scoatem, nu le-am scos, am pierdut pe final de joc, n-am fost atenți, am primit multe goluri. Este iarăși o partidă pe teren propriu în care încasăm 3 goluri, dar asta este. Sigur, am analizat, vom analiza în continuare, vom vedea ce putem face ca să mai remediem din greșelile făcute. Vom încerca să mai aducem și jucători care să poată să întărească, să vedem în măsura în care vom putea, pentru că, v-am spus, e greu, fără să ai la dispoziție un buget considerabil, fără să poți să ai condițiile necesare să faci performanță, e destul de dificil. Dar mă voi zbate, am spus, sunt la Iași pentru a schimba mentalitatea, în primul rând, pentru a ne dori mai mult. Toți cei care suntem în momentul de față, nu sunt absolut deloc supărat, sunt convins că în viitor se pot face mai multe, dar până nu se vor face mai multe, e foarte greu să și cerem. Vor fi schimbări în această iarnă? Ca totdeauna. Și la alte echipe, și la noi. Vom încerca, vom vedea ce reușim. Vor fi și schimbări, pentru că asta e cursul vieții din fenomenul fotbal. Vin jucători, pleacă jucători, cei care au randament pleacă la mai bine, cei care sunt buni pentru echipa asta rămân, cei care nu sunt buni încercăm să vedem dacă putem să-i orientăm spre alte echipe la care să facă față. Asta e cursul fotbalului. Ce trebuie să se schimbe în această iarnă ca să... Multe. Și multe. Multe trebuie să schimbe. Multe trebuie să schimbe, v-am spus. În primul rând trebuie să ne schimbăm cu toții ca mentalitate. Avem nevoie, în primul rând, jucătorii de mai multe sacrificii, mai multă muncă. Sigur, și noi în vară, v-am spus, a fost foarte scurtă trecerea asta de la Liga a doua și la un campionat mult mai puternic. Unii dintre ei au crezut că e suficient, dacă vin la Iași vor juca titular, dar și-au dat seama că trebuie muncă și unii dintre ei chiar au cedat acum pe final, ceea ce mă nemulțumește. Astea sunt lucruri care mă nemulțumesc. În rest, sigur, am pierdut astăzi, puteam să pierdem și cu cea mai bună echipă. Dar cred că dacă aveam cea mai bună echipă la dispoziție, astăzi ar fi avut un meci mult mai dificil în FCSB-ul. Dar în România
când se transferă jucătorii cu două etape înainte. Nu mi se pare normal, fiindcă nici o țară din lumea asta nu se fac transferul mai devreme. Înainte de a juca cu FCSB-ul, FCSB-ul găsește câte un jucător să-l transfere, să-l... Asta e. Ultima întrebare, Purea a terminat cu 4 jucători Under 21, a fost o pedeapsă așa pentru... 4 sau mai mulți, cred că au fost chiar 5, dar nu contează. Ce pedeapsă? Pedeapsă... Ce jucători mai experimentați? Ciobanu, Itu... Păi dar n-au fost în lot. Dacă au abdicat de la... Ciobanu nu s-a antrenat, dacă nu te antrenezi, cum vrei să joci? Nu mai vrea să stea aici. Probabil, nu știu, chiar nu știu. N-am discutat cu el ce vrea, ce-și dorește. Da, v-am spus, eu prefer să folosesc jucătorii care se antrenează, care își doresc, care... decât să folosim jucători care să facă doar act de prezență. Așa voi fi, cât voi fi eu. Când va veni altcineva, n-are decât să facă cum crede că e mai bine. Eu așa am crezut că e mai bine. A debutat un copil la 15 ani, 7 luni și 2. L-am spus și la Flash interviu. Sunt absolut convins și mi-aș dori ca toți cei care au urechi de auzit să audă. Este un copil despre care se va auzi în fotbalul românesc. Un copil care la 15 ani și 9 luni sau câte are, arată calități foarte bune. Mi se pare și un băiat de caracter, muncitor, calitate. Are și calități foarte bune. Cred că va fi un nou produs de export al Iașului, după mult timp. 2023, an cu promovare, cu... Un an foarte bun, din punctul meu de vedere. Un an foarte bun, cu o promovare. Sigur, toamna n-a fost ușoară, a fost dificilă, pentru că a fost un interval foarte scurt între Liga a doua și Liga a întâia. După, v-am spus, o secetă destul de mare în spate, an de Liga a doua, retrogradări, faliment sau ce mai fi fost, două retrogradări, sau nu faliment, dar era foarte multe datorii și era destul de dificil de făcut lucrurile foarte. Am spus, dacă în acest an echipa va reuși să rămână în prima ligă, sunt convins că la anul Poliaș va fi mult mai puternică. Se poate spune că există deja o temelie pe care să se poată clădi la Poli? Eu cred că da, am spus. În primul rând, toate lucrurile care s-au făcut în ultima perioadă, mă refer și la infrastructură, e clar că arată că s-au făcut pași înainte, s-a progresat foarte mult, dar e nevoie în continuare de mers pe aceeași linie. Cu toții trebuie să ne analizăm foarte clar activitatea, să vedem unde am greșit, cât am greșit, ce e nevoie să facem pentru a ne îmbunătăți și în momentul în care se vor face analize corecte și se va trage linie și sigur după aia să avem și cum să ne putem îmbunătăți, cu jucători mai buni, cu infrastructură mai bună, mai mult ca sigur că se va merge pe calea progresului. În această seară peste 10.000 de spectatori. Da, e o mare bucurie, chiar dacă foarte mulți dintre ei au venit mult pentru FCSB, dar până la urmă, dacă stadionul a fost plin, este o bucurie. Cred că au văzut un spectacol frumos, o încrâncenare. Din păcate am spus, ne-a prins acest meci destul de nepregătiți. Un mesaj pentru suporterii noștri trebuie să fie alături de echipă. Le mulțumim pentru suportul pe care ni l-au acordat în toată această perioadă în care au fost alături de noi. Îmi doresc ca toți să poată să ne urmeze peste tot și în anul următor. Le doresc tuturora să aibă niște sărbători frumoase, liniștite, și să creadă în această echipă, că mai mult ca sigur că și echipa le va aduce bucurii. Tuturor le dorim sărbători fericite și la mulți ani. Pentru jucători va fi o vacanță activă până la... Va fi în primul rând o vacanță foarte scurtă. În 4 ianuarie va fi reunirea, vor fi 2 săptămâni de vacanță, după care sigur ne vor relua pregătirile, vreo 7, 8, 9 zile, după care vom începe din nou campionatul. Va fi perioadă scurtă și sigur că au primit tot program de vacanță, pentru că mai mult ca sigur că nu va trebui să piardă foarte mult din tonus, pentru că în acea săptămână nu putem face minuni. La o săptămână din nou avem un meci foarte dificil pe un teren greu, la Sfântul Gheorghe, după care sigur iar vor veni meciuri dificile pe teren propriu. Nu va fi ușor, de asta le-am transmis că meciul de astăzi a trecut, nu mai putem să facem nimica. L-am pierdut. Nu sunt supărat pe faptul că am pierdut. Greșelile pe care le-am făcut, sigur,
va trebui la un moment dat să le și corectăm, vom vedea în ce fel, dar le-am transmis că trebuie să rămână într-o vacanță activă până la un punct, pentru că e foarte dificil dacă nu să emitem pretenții pentru partea a doua, care va fi infinit mai grea decât ce am întâlnit în toamnă. Ce ar trebui să lase Moș Crăciun sub bradul Politehnicii să fie? Ce ar trebui să... am spus, din punctul meu de vedere a fost un an reușit. O promovare frumoasă, după care chiar în condițiile în care am avut multe probleme, am reușit să facem niște puncte care, sigur, le-am meritat. Dacă meritam mai mult, probabil am fi făcut mai mult. Și Moș Crăciun ar trebui să ne lase în sac mai multă ambiție, mai multă atitudine, mai multă mentalitate pozitivă, pentru că numai așa poți să progresezi. Este un sport la care, dacă încerci să-ți depășești limitele, de fiecare dată vei avea succes. Dacă te mulțumești cu puțin, e destul de dificil să poți obții ceva.